Apropo de acea teorie legată de, de femei, teorie pe care vi-o reamintesc, fiecare femeie are o pereche de pantofi care o strâng, o rochie în care nu mai intră, un ruș care nu îi se potrivește și un bărbat care i-a stricat viața. Și vreți să facem următorul joc? Fiecare femeie are și de aici continuați voi. Nu, nu. De ce? Nu fiecare femeie, n-am zis cu bărbat? Lasă că facem femeie. Bine, să... Deci, atenție, fiecare femeie are, sunteți femeie, sunteți bărbați, sunați și completați propoziția. Bună dimineața! Fiecare femeie are... Fiecare femeie are un raft sau două sau trei cu haine care nu-i mai vin, dar speră că o să îi... Aia e motivația. Se potrivească peste ceva timp. De asta e bine, exact. De asta e bine să-ți cumperi haine scumpe, domn Bobescu. Da. Că, pur mă, când te îngrași, trebuie să... Bă, nu poți să le arunc. Trebuie să trag de mine să intru înapoi în ele. Uite, scrie cineva, Cristi din Sibiu, fiecare femeie are dureri de cap. E... E, poate fi. Sau fiecare femeie are ceva tare. O glumă tare... zice, răbdarea tare și așa mai departe și multe alte lucruri tari, ouăle tari, alea pe care le fierbi și desigur le mănânci la micul dejun. Fiecare femeie are câte un scriitor care scrie cecuri. Și eu care voiam să fiu romantic, să zic, care că... scrie versuri. Da, exact. Fiecare femeie are are dragi pe ea, scrie altcineva. Da. Sau fiecare femeie are slăbiciune la bere. Bună dimineața! Ia spuneți, fiecare femeie are... Un prieten de care nu știe celălalt. Soțul? Da. Sau celălalt... Deci, dumneavoastră ziceți că fiecare femeie are cât un amant, așa mai pe românește? Prieten. Prieten secret. Bine, doamnă, am înțeles. Am vrut să completez cu bărbatul, fiindcă femeia au cât. Am avut o întâmplare în care am vrut să ne pregătim să mergem la undeva, la lac, sau un lac anumit lac, și mi-a spus un prieten, nu mergem că sunt multe vipere. Și nu are nimic că mulți sunt căsătoriți cu ele. Bine. Vipere. Vipere, da. Fiecare femeie are un bărbat care o enervează, corect? Aici sunt de acord. Bună dimineața! Bună dimineața! Ia spune-ne, fiecare femeie are... Fiecare femeie are un bărbat care e sătul de ea și unul care o dorește foarte mult. Dumneavoastră, în ce categorie vă încadrați? Este cu morală. În amândouă. Aha, deci aveți de astăzi două, am înțeles. Adică o doriți mult pe alta și... De alta, da, alta s-a săturat. Uite, zice cineva, fiecare femeie are câțiva bani puși deoparte, fonduri fără știrea soțului. Mai repede invers, bărbații au fără știrea nevestei. Nu le subestima. Fiecare femeie are gura mare, zice Roli din Bârlad. Depinde acum. Că, sincer, prefer o femeie cu gura mare decât una tăcută care să te lovească atunci când ți-e lumea mai dragă. Știi cum e? Una care trâncăne nu mușcă. Altcineva zice, fiecare femeie are băzdâci și afinitate pentru cadouri. What is băzdâci? De-astea, fițe. Fițe harfe. Okay. Fiecare femeie are puterea de a vedea un fir de păr pe haine și convingerea că nu este al ei.